să vă rog să vă ocupați locurile și am să rog colegii mei să ne invite și ceilalți invitați care sunt afară. Începem și încercăm să ne ținem de timp și de program. Veți vedea că pot veni și ceilalți întârziați ușor-ușor, așa se întâmplă de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru prezență. Astăzi, în sală, suntem oameni de online, oameni din companii, responsabili social media și agenții, agenții de media, de PR sau de publicitate. Acesta este publicul. Suntem la a 7-a ediție, Top Social Trends. Sunt 7 ani de când revista Viz analizează ce se întâmplă în mediul online, ce se întâmplă în social media. Și putem să spunem că începem școala astăzi. Putem să spunem că am ajuns la acel mic nivel, că nu pot să-i spun de maturitate, că ar trebui să fie 18 ani, dar este un nivel de maturitate pentru companiile care fac social media în România. Dacă acum 8 ani și 9 ani, când a început și se cunoștea că intră social media în România, companiile erau speriate, erau... desconsiderau, de fapt, acest domeniu și spuneau nu, nu există așa ceva, cine o să facă social media. Foarte multe dintre companiile care astăzi activează și fac marketing sunt conștiente și fac și activități de social media. S-a schimbat foarte mult viața în 7 ani. S-a văzut și se vede votul liber, se văd campaniile, se văd bugetele, deși ele în continuare sunt mici, deși comparativ cu tot procentul de marketing, bugetul de social media reprezintă în continuare 2-3% și doar în unele cazuri 10%, piața crește. Sunt Marta Ușurelu, sunt redactor șef la revista Viz. Suntem printul online românesc, cum ne-a zis domnul Chinezu. Bună dimineața, domnul Chinezu, acolo în spate. Și astăzi vom vorbi despre tot ce se întâmplă în social media, vom vorbi despre ce fac companiile și vom vedea, în ultima sesiune, care sunt companiile cu cel mai mare impact și cel mai puternic impact în social media. Am pregătit un moment frumos în această dimineață și sunt foarte încântată că un prieten bun și drag și vechi este alături de noi. Adrian Hădean este unul dintre vedetele, personalitățile, oamenii de valoare care au știut să crească frumos și pe care l-am văzut înflorind, așa nu merge la un bărbat pentru că e mai de floare, mai de femeie. Dar Adrian Hădean este omul pe care l-am admirat întotdeauna și la prezentările căruia am stat mereu în primul rând și am fost mereu încântată să vă ascult. Și mă bucur că a acceptat asta să fie alături de noi și am să vă rog în aplaude să-l invităm pe Adrian Hădean. Mulțumesc, Marta. Bună dimineața! Cu ceva în urmă, tot la una dintre conferințele organizate de Marta, am spus că vreau să iau o pauză, nu vreau să mai vorbesc la conferințe, pentru că mi se părea, de fapt, ajunsesem atunci la concluzia, că spusul ăsta de povești e total nefolositor. Au trecut ani, am mai învățat și eu în alta și, între timp, am învățat cum pot să devin folositor vorbind la conferință, așa că anul trecut am preluat și activitatea asta și sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi aici, pentru că vreau să vă vorbesc despre, în principiu, despre adevăr, despre realitate. Am înțeles că avem în sală bloguri, oameni care petrec mult timp în online, agenții și companii. De aici pot să deduc foarte ușor că nu e o întâlnire de hobby. E o întâlnire de business. Corect? Încerc să vă încurajez să vorbiți cu mine. Așa că, dacă vă întreb ceva, răspundeți cu curaj, că nu e grav, că nu cânt pe nimeni. E așadar o întâlnire de business. Da? Da. Iată, e mai bine. Mulțumesc. Avem aici niște microfoane și aș vrea să se plimbe și aș vrea să vorbim. Avem destul de puțin timp împreună astăzi
poate 30 de minute, poate mai puțin, uite că se scurtează. Și mi-ar plăcea să profităm de tot timpul ăsta pentru a învăța ceva, pentru a pleca de aici cu ceva valoros. Am spus și la început, poveștile, oricât ar fi ele de frumoase sau de inspiraționale, sunt, rămân povești. Sunt entertainment, nimic altceva. Din entertainment nu câștigi nimic decât dacă produci și vinzi. Cam așa, în rest, urmărind, consumând entertainment, nu câștigi nimic. Unul dintre adevărurile pe care le-am aflat, le-am descoperit recent, e că opinia e egală cu zero. Nu are niciun fel de valoare. Și se pare că prin media, prin social media, mintea noastră este constant antrenată să devină sclava opinii. Dacă deschizi orice site de ziar, orice pagină de Facebook, vezi undeva un topic, un subiect, și sub el se înșiră milioane de biți de opinie care nu ajută pe nimeni. E egală cu zero. Și asta e una dintre marile greșeli pe care le fac foarte mulți dintre cei care scriu, care activează. Prezintă opinie. Opinia nu e bună la nimic. Opinia ta despre un produs e egală cu zero. Și pentru produsul ăla, și pentru cel care citește opinia ta, până la urmă. Ce e foarte important, în schimb, e experiența ta cu acel produs. Ce e foarte important e experiența ta de viață. Asta trebuie să descrii dacă vrei să ajungi undeva și dacă vrei să fii folositor. Să descrii experiența ta, fără opinie. Poți să eliberezi experiența de opinie cu un tip de exercițiu și în felul ăsta poți să devii cu adevărat folositor. Ăsta e unul dintre adevărurile pe care eu le socotesc esențiale despre viață în general și despre activitatea asta noastră în particular. Alt adevăr pe care l-am învățat e că nu are importanță ce cred alții despre noi. Absolut deloc. Poate că la nivel superficial pare că e foarte important ce crede agenția cu tare sau ce crede compania cu tare despre tine, ca blog, se spune. Nu e important. Important e ce poți tu să livrezi. Și ca să poți livra, ne întoarcem la adevărul numărul 1. Lasă opinia la o parte și prezintă o experiență. Fii folositor, în primul rând, celor care te citesc. Dacă reușești să devii folositor celor care te citesc, încet, încet, le vei deveni folositor și celor care cheltuie bani pentru ca produsul lor sau serviciul lor să fie prezentat cuiva. E, de fapt, destul de simplu. Hai să vorbim un pic despre adevărurile voastre. Și vă provoc acum să puneți întrebări despre experiența voastră de blogger, în primul rând, despre experiența voastră cu agențiile, despre experiența voastră cu companiile. Și e valabil și invers. Adică îndemn și reprezentanții companiilor să pună întrebări, pentru că sunt convins că nici ei nu le știu chiar pe toate. Am să încep eu, dacă ai voie. Da, sigur, te rog. Întotdeauna când este vorba de companii și când este vorba de blogger, se vorbește despre bani. Cumva e bine că se vorbește despre bani. E bine. Foarte multe companii m-au întrebat, aș vrea să iau campanie de alimentare, dar este foarte scump. Este adevărat. Da, este adevărat. Nu o să te uit. Uite, ce se întâmplă? Într-un an sunt 52 de săptămâni. Mai mult sau mai puțin. Dar cred că sunt 52. Am ales să particip la foarte puține campanii. Nu știu dacă am 25 de postări publicitare într-un an. Bannere foarte puține, în fine. Participi la foarte puține, dar astea puține care sunt, livrează foarte mult clientului. Aduc foarte, generează foarte mult trafic și generează foarte multă simpatie. Pentru că despre asta e vorba. Adevărul e că sunt destul de simpatic. În online. Încerc să nu scriu mizerii. Și lucrul ăsta atrage pe lângă mine oameni frumoși. Și atrage, nu știu, vibrație pozitivă. Și
Și vibrația asta pozitivă se transferă inclusiv către brandurile despre care scriu. E adevărat că nici nu scriu despre orice. Și ăsta, sau despre oricine, ăsta e un alt lucru pe care aș vrea să-l împart cu voi și să vă îndemn să procedați așa, pentru că știu sigur că e foarte bine. Nu scrieți despre orice. Scrieți despre lucrurile cu care, într-un fel sau altul, vă puteți identifica. Pentru că, dacă te-ai scris despre orice, ajungi din nou să împarți opinie. Dacă scrii despre orice cu care te poți identifica, împarți experiență. Împarți valoare. Că despre asta e vorba. Dacă sunt oameni din companii care vor să întrebe ceva, plus mai iubit ca de Storaj, eu aș vrea să completez acum o întrebare. Cum face un blogger atunci când vrea să ceară un buget și nu este stăpân pe bugetul ăla? Ce ar trebui să se gândească sau ar trebui să ia el în calcul înainte să stabilească o sumă? E extrem de complicat. Știu. E extrem de complicat și ai nevoie, în primul rând, de foarte mult bun simț. Asta nu prea se învață la școală. Poate ai avut noroc cu mama și cu tata, poate ești un pic mai deștept decât ai fost ieri, poate ai niște prieteni care au ceva mai multă experiență decât tine și cam așa înveți. Mie nu mi-a spus nimeni niciodată câți bani să cer pentru o postare. Am învățat în timp lucrul ăsta. În primii 2 ani de scris pe blog n-am încasat niciun fel de bani, e adevărat că nici n-am cerut. Și să vă spun drept, nici nu mi-a oferit nimeni. Dar asta nu m-a supărat. Oricum, nu vedeam blogul ca o sursă de venit. Lucrul ăsta s-a transformat, sau a intervenit, dacă vrei, abia după primele 5-6-7 campanii, când mi-am dat seama că, da, uite, lucrul pe care îl fac eu poate fi interesant pentru cineva. Hai să vedem pentru cine poate fi interesant. Am stat un pic și m-am gândit și mi-am dat seama că ar trebui să fie interesant, în primul rând, pentru mine. Și după aia pentru cititorii mei. Asta e baza. De la asta nu cred că trebuie să te abați. Indiferent ce scrii, ai grijă să fie interesant, în primul rând, pentru tine și apoi pentru cititorii tăi. Dacă e interesant pentru tine, s-ar putea ca asta să-i atragă pe cei care te plăceau deja. Oamenii te plac sau te urmăresc pentru că, se pare, pentru că te găsesc interesant, pentru că găsesc interesante experiențele tale. Și din nou, întrebim la experiență. Cred că ăsta ar trebui să fie titlul poveștimele de astăzi, experiență, știi, într-un singur cuvânt. În jurul experienței se învârte totul în viață, de fapt. Ei, și ca să revenim la bani, probabil că în 2-3-5 ani reușești să înveți sau să afli cumva cam care e prețul pieței. Agențiile nu pot să-ți spun. Ăsta e lucrul. Eu am mulți amici în agenții și încă nu mi-a spus niciunul, bă, uite, cam atât ar valora o postare de data. Și dacă nu se permite, și dacă nu se permite, să mă spun, pentru că tot despre adevăr e vorba până la urmă, mi-ar plăcea, asta e așa, într-o lume ideală, mi-ar plăcea ca și agențiile, și companiile să-i trateze pe blogger, poate cu ceva mai mult respect. E o noțiune pe care am auzit-o prima dată de la o corporație, de la Starbucks, care zice fair trade. Știi? Adică, da, ok, noi vinem cafeaua destul de scump în magazinele noastre, dar nu ne batem joc de sclavii aia care trag pe plantații. Adică le oferim și lor șansa să trăiască cumva din chestiunea asta la care se pricep ei. Ei, dacă noi suntem blogger și ne pricepem cu adevărat la meșteșugul nostru, poate fi interesant să fim tratați corect. De adevărat că lucrul ăsta nu vine de la sine, nu vine de la sine pentru nimeni, niciodată. Adică nu meriți să fii tratat corect doar pentru că te-ai născut. Nu meriți nimic, în general, doar pentru că te-ai născut. Toate lucrurile astea se dobândesc și dacă vrei să fii tratat cu respect, trebuie, evident, să oferi la rândul tău, adică să nu încerci să păcălești. Și dacă vreți o formă de păcăleală, e și asta. Adică să scrii oricând despre orice, indiferent ce se întâmplă, pe orice sumă de bani sau fără bani, sau să scrii așa de avamă și să împrăști mai departe opinii. Adică, din nou, să renunți la a scrie despre experiență.
Experiențele despre care vorbești tu se traduc cel mai adesea, sau din punctul de vedere, și poate ești de acord cu mine, cu capacitatea de a crea conținut. Ceea ce ai reușit tu să faci a fost ca pe lângă să scrii despre experiență, să vii cu un conținut și să crești, și să te remarci în toată această mare, în care sunt foarte, foarte mulți blogări, dar sunt doar câțiva care au reușit să crească în acești 7 ani. Ai reușit să crești, ai reușit să ajungi mult mai sus decât poate visa orice blogger la un moment dat, pentru că tu ai vrut direct de la început ceva. Ți-ai propus la început să ajungi și ești astăzi sau s-a întâmplat? Nu mi-am propus nimic. Cred că asta e frumusețea, nu mi-am propus nimic, dar mi-ar plăcut să fac. Și eu îmi place să fac în continuare. Alt mare adevăr pe care l-am aflat tot recent e că fiecare dintre noi are capacitatea extraordinară de a crea realitate și de a crea conținut. Conținutul pe care îl creezi are valoare. Conținutul pe care îl prind dintr-o parte în alta pierde valoare. Se disipează. O informație nu devine mai valoroasă doar pentru că ai văzut-o tu. O rețetă, hai să luăm în cazul meu, nu devine mai valoroasă doar pentru că am văzut-o eu, ci pentru că am dat-o mai departe. O rețetă poate fi valoroasă dacă o creez eu, dacă vine cu ceva nou, dacă vine cu ceva interesant, dacă vine cu, hai să zicem, o îmbunătățire a calității vieții celui care o descoperă. Altfel, e din nou opinie și nu e experiență. Poate că sună ciudat sau enervant, agasant, să-ți tot pomenească și în cadrul lucrurile astea. Dar asta e adevărul. Trebuie să ai experiență de viață și nu poți să ai experiență de viață stând la tastatură. Ai experiență de tastatură. Experiență de viață ai trăind și făcând lucruri. Cineva din Ungaria a anunțat că guvernul vrea să scoate agențiile turcești din afara legii, că nu știu ce vreau să facă, nici ce explicau ei să facă acest lucru. Am văzut și așa media, faci mai multe agenții de presă. Întrebarea mea este, cum vezi tu, cât de utile s-a făcut din interes înăuntru agențiile la raport între clienți și blogeri? Sigur că sunt utile. Eu nu văd viața sau piața asta fără agenții de publicitate. Tu, ca blogger, nu ai timp sau n-ar trebui să ai timp să te întâlnești cu clienți, să prospectezi, să bați la ușă, n-ai nici mijloace, nici timp, nici experiența necesară. Tu trebuie să faci treaba ta. Să te apuci, nu știu, să faci mâncare, sau să bați cuie, sau să dai la rindea, sau să vezi filme, sau să conduci mașini. Egal. Nu știu care poate fi aria ta de interes, dar trebuie să faci lucrurile acestea, nu să te apuci, să te apuci să cauți bani. Și da, banii sunt extrem de importanți, dar, după mine, pentru un blogger, banii ar trebui să fie ultimul articol care apare într-o discuție. Ultimul. Primul articol care apare într-o discuție trebuie să fie experiența ta și produsul pe care îl prezinți în fața cuiva, inclusiv, sau mai ales, în fața cititorilor tăi. Banii, repet, sunt importanți, te pot ajuta să plătești chiria, să investești în blogul tău, de ce nu, chiar e bine să faci lucrul ăsta, dar ar trebui să fie ultimul subiect de discuție. Dacă devin primul subiect de discuție, nu cred că prea mai avem ce să povestim. Pentru că, așa cum am spus un pic mai devreme, nu ți se cuvine nimic. Trebuie să o vedești cum meriți. Cam așa asta lucrurile în orice meserie. Și dacă vrem să ne gândim la treaba asta cu blogging ca la o meserie, Doamne ajută, lucrurile trebuie să stea exact la fel. Nu poți să ceri bani fără să ai ce să reținei. Pe baza faptului că ești răgălaș sau mai știu eu. Nu merge. Dar ca să se pun întrebare, nu cred că agențiile de publicitate trebuie să fie scoase în afara legii. Nicăieri nu. Aș vrea să rog companiile să îndrăznească cineva, pe care nu în primul rând, să pune niște întrebări. Atenție, cum ai spus, întrebi. Nu vreau neapărat să spun întrebări. Vreau doar să-i răspund. Agențiile de publicitate sunt mai mult impresari ai bloggerilor și oamenii care filtrează până la urmă informațiile. Filtrează informațiile și filtrează bloggerii pentru o campanie.
Sunt un fel de scouter și un fel de plasatori ai contentului cel mai bun pentru clientul respectiv. Da și nu. Cu o agenție de impresariat am o relație mult mai deschisă și mai transparentă decât cu orice agenție de publicitate. Și acum lucrez deja în domeniul ăsta de suficient de mult timp ca să știu că nu mă înșel. Am destul de exemple de confirmație, dacă e cazul. Cu o agenție de impresariat lucrurile sunt foarte simple. Am un contract în baza căruia îi plătesc un comision de 10% sau 15%, egal cât am înțeles, din fiecare contract pe care mi-l aduce. Și bine, pune contracte pe masă, eu le accept sau nu. Și agențiile de publicitate sau de media fac oarecum la fel, cu diferența că nu spun niciodată care e comisionul lor. Lucru care, în principiu, nu mă deranjează. Era o metaforă mai mult, nu se înțelege procesul. Și dacă vrei și o întrebare, ce vorbești despre content și faptul că un produs trebuie să scrie despre ceva? Mai mult refer la nișat decât la... Nu, mai mult mă refer la orice. Să-și găsească ceva pe care este bun. Ceva. N-ar strica. Unii oameni sunt foarte buni pe scris, de exemplu. Unii oameni sunt buni pe scris, dar scriu despre foarte multe. Și atrag publicul larg și vag definit în momentul în care trebuie să faci o campanie. Cu greu îți dai seama care este publicul. Da, de asta nici nu fac bani. Pentru că, spuneam și puțin mai devreme. Pentru că foarte mulți... Nu fac ca lor. Nu fac. Nu fac. Crede. Nu, așa cum ar trebui. Da. Nu fac. Fac niște bani. Faci bani în momentul în care poți să refuzi. Nu s-a accept să refuzi o campanie de 5.000 de euro. Atunci faci bani. Am vrea să fac o scurtă specificație. Agenția de media, de media, agențiile digitale, agențiile de PR, comunicare, sunt pe partea de social media de media. Vă rog, alte companie, haideți, îndrăzniți. Hai, luptați-vă un pic. Da, puneți. Nimic nu-i ușor în viață. Încă o companie vreau, după aceea trecem la brokeri. Monica. Adi, lucram cu tine și la 500 de euro și da. Ai atitudinea aceeași acum, că nu mai e 500 de euro. Vreau să te întreb... Iau și acum, dacă livrează 500 de euro. Am două întrebări. Oamenii în România, se zicea undeva că nimic nu e mai suportabil în România decât succesul. Adică oamenii de succes atrag spre sine foarte multe critici. Ai zis că opinia într-adevăr acela se contează, dar eu cred că contează foarte mult. Vreau să te întreb... Puteți să mai vorbim despre asta. Care au fost cele mai mari critici care ți s-au adus după succesul pe care l-ai avut și care te-au sclat potențiat și de mass media, nu doar de social media? Asta a fost prima întrebare. Și a doua, dacă ai de gând să continui și dacă de acum, demersurile tale de responsabilitate socială, care în opinia mea te-au diferențiat foarte clar de o mare masă de bloguri, crecesc mulți și avem în sală care fac asta în continuare și se dedică foarte mult cauzelor Cristi, eu trei și așa mai departe, dar tu cum ai de gând să continui, dacă mai ai timp pentru asta și dacă o să păstrie pentru anul prioritate? Da, mulțumesc. Acum, încerc să îndepărtez de la mine orice urmă de aroganță când spun că am aceeași atitudine față de bani, după cum i-am observat, ca atunci. La fel cum era ușor să refuz 300 sau 500 de euro pentru că mi se potrivea campania, la fel pot să refuz mult mai mult acum sau să accept. N-are importanță. Banii sunt foarte buni, dar nu sunt cel mai important lucru. Cel mai important lucru este să fii tu folositor. Și să-ți fii folositor, în primul rând, ție. Dacă e un exemplu pe care îl mai dau din când în când și care mie îmi place foarte mult. Mergi cu avionul la 10.000 de metri, se depersonalizează cabina brusc, acolo scrie foarte clar că prima persoană care e prima asta, oxigen ești tu. Și după aia celălalt, vă pui cel din stânga sau din dreapta. Cel mai important lucru este să fii folositor ție, ca să le poți fi după aceea de folos și celorlalți. Și poate că asta o să răspunde și la partea asta legată de responsabilitatea socială. Consider că dacă viața te pune într-o poziție oarecum privilegiată, nu trebuie, nu vreau să socotiți că trebuie. Dar e bine să poți să dai din ce ai. Ca să nu mai spun că la un moment dat poți să dai foarte mult și din ce nu ai. Adică poți să înveți pe alții cum să dea. Și sunt foarte mulți oameni care pot să dea, vrea să dea, dar nu știu cum să o facă. Din când în când, câte un norocos reușește să afle cum poate să-i convingă pe alții să dea și
face lucrul ăsta. Eu sunt unul dintre acei norocoși. Și, da, nu intenționez să mă opresc din activitatea asta, pentru că trebuie să am și eu o ocupație. Una, hai să spunem, poate mai relaxantă decât munca. Ok. Am răspuns la toată întrebarea. Păi am răspuns la urmă. De ce te urăște lume? Dar uite, am urât și de ce. Și ce critici s-au adus? Da, uite, vezi, mi-a ieșit din cap, la fel cum ies din cap și criticile, pentru că nu sunt importante. Pentru că ele reprezintă, din nou, opinie. Dacă cineva are o experiență neplăcută cu mine și mi-o comunică în mod direct, putem să discutăm și să vedem de ce a fost neplăcută experiența. Câștigăm amândoi, câștig eu pe de-o parte, pentru că reușesc să mai aflu ceva despre mine din acea perspectivă și câștigă persoana din fața mea, pentru că data viitoare, cu siguranță, nu va mai avea o experiență la fel de neplăcută cu mine, pentru că eu voi fi mai atent. Altfel, că scrii ceva pe internet despre mine sau printr-un ziar, nu mă interesează. Nu știu cum aș putea să te ajut sau cum ai putea să mă ajut. Dar tu ai auzit de oameni care au avut, adică? Nu, dar sunt curioasă că după succesul MasterChef au apărut, adică, tot felul de... Da, sigur. E exact cum spuneam un pic mai devreme. Mintea omului e antrenată să fie sclavă opiniei. Și în momentul în care apare un subiect, cineva va avea o opinie pro, cineva va avea o opinie contra. Nu prea vezi oameni care se comenteze cum abțin. Că nu fac asta. Aia care se abțin, se abțin. Și gata. Sau care nu au opinie. Sunt și foarte mulți oameni care nu au opinie. Și sunt niște fericiți. Pentru că au timp să trăiască. Opinia e cea mai mare pierdere de vreme posibilă. Odată, că îți vine gândul acela și dacă îi dai atenție de el, să mai leagă încă un gând și încă unul și încă unul și încep să formulezi. Și după ce ai terminat de formulat, simți nevoia să exprimi, pentru că altfel nu poți, că îți explodează capul. Și în momentul în care ai exprimat opinia, din nou, consumi energie. Și după aceea ți-ai pus opinia acolo pe un perete și aștepți să vezi reacție la opinia ta. Și apare reacția și începi să formulezi o altă opinie sau reacție la reacție la reacție la reacție. Și ai pierdut jumătate de zi și tu ai plecat, ori în trecut, ori în viitor și nu mai știi în prezent. Ce să alegi de viața ta? Eu am întrebat, numai pentru că fiind în domeniul de multă vreme și cunoscând piața, nu am auzit niciodată pe cineva să spună, să plângă sau să spună ceva urât de timp. Ceea ce credeți-mă, nu că era, este ceva aproape de negândit într-o piață ca România. De aceea s-ar putea ca poate pe TV să fie anumite voci care, dar nu cred că cineva... Nu, din, hai să spun, din public, din audiență, sigur că sunt oameni care te plac sau care nu te plac. Motivele nici măcar nu sunt importante. Adică motivele pentru care te plac unii sunt alea pentru care te urăsc alții, dar important. Dintre oamenii cu care fac business, să spun așa, sper că nu există oameni care să mă teste pentru un motiv anume. Asta, fără băieți la urmă așteptare. Pentru că am încercat să-mi urmăresc cât se poate de bine contractele și să le respect și să livrez mai mult decât am promis în contract. Că pot să existe, sigur că pot să existe. Dar, din nou, eu credez pentru comunicare bilaterală, știi? Dacă e cineva care are vreo neplăcere, poate să spună oricând, oriunde și sigur că vorbim despre ea. E foarte important să rămân în loc de bună ziua, indiferent dacă o colaborare continuă sau nu. Total de acord. Invit acum bloggerii să întrebe. Salut, de-asta sunt Alex Damian, blogger și fotograf. Văd din perspectiva bloggerilor și din experiența ta, care crezi tu că ar fi una dintre cele mai mari greșeli pe care un blogger poate să le facă în relația blogger, agenție de PR sau chiar când e într-o campanie? Trebuie doar să-l bate la cap într-un acolo, mă rog, unde se pare nimeni, nu se pare nimeni, nu se pare nimeni. Asta e o greșeală destul de mare. Ok, mersi. Pot să apară și altele. Să zicem, să nu răspund la mail-uri sau să întrerup comunicarea undeva sau să fii mai artist decât ești de fapt și astea sunt niște greșeli destul de mari. De fapt, toate astea se rezumă la un singur cuvânt, ego. În momentul în care intervine ego-ul, nu prea mai lași sau nu lasă loc de alte manifestări. Respectiv, darea frumoasă.
Dacă te umfli în pepeni, în foarte scurt timp ți se va demonstra că te-ai aflat absolut degeaba. Altă întrebare? Sper că e apa aia, mă. Nu poți să știi niciodată. Bună dimineața, domnul Hrian, Cristian Chiran Pictor, vă numesc. Am auzit de dumneavoastră. Foarte aspirațional ați vorbit. Ne aștept să vă dați mulțumim pentru că am început dimineața așa. Dar eu aș vrea un pic să ne detaliez faza aia cu blogger ar trebui să scrie pozitiv, dar nu aspirațional, dar mai uităm la roz și totul e frumos, față de negativ, din perspectivă de business. De ce ți se blochează de foarte multe ori cariera ta pe care ai gândit-o că o să ajungi viitorul Bill Gates al bloggingului, momentul când te duci, cum zice Star Wars, to the dark force? Hai să spun eu de ce. Pentru că nimănui nu-i plac plângăcioșii. În primul rând. Și, în al doilea rând, o persoană care nu face altceva decât să se plângă, inevitabil, nu poate să treacă în zonă decât energii de același tip. Și niciun brand, că e brand personal sau că e un produs sau că e o companie, nu vrea să intre într-o cloacă, ăsta e adevărul. Când vrei să... Când construiești un brand, nu-l faci ca să-l ții într-un cufăr, îl faci să fie văzut. Corect? Ca să fie văzut, trebuie să-l pui undeva, pe o poziție înaltă și dacă se poate luminată. Ei, o zonă în care toată lumea is bitching about things, cum ar zice francezul, nu e foarte luminată. Sigur că atrage niște energie acolo, dar e de o factură mai puțin plăcută. E ca o băltoacă plină cu nămol, parameci și amibe la care niciun brand nu vrea să meargă să mate sau să facă bani. Nici măcar brandurile de costume de bani. E simplu. Și dacă poți, în viață, nu doar în blogging, în viață în general, dacă poți și poți, trebuie doar să faci un mic efort la început, să nu vorbești urât despre nimeni. Despre nimeni sub nicio formă. Că e brand, că e persoană, că e habar n-am, un animal. Nu vorbi urât. Nu vorbi. Mai bine taci din gură. Dacă faci exercițiul ăsta și taci un pic din gură de fiecare dată când îți vine să spui ceva urât, vei vedea în foarte scurt timp, îți promit că e așa, o știu din propria experiență, în foarte scurt timp o să-ți vină mult mai la îndemână să taci decât să spui ceva urât. Și dacă îți îngădui pauza asta de liniște cu propria persoană, o să vezi că în timpul ăla începe să se formuleze și niște gânduri oarecum pozitiv, adică începi să-ți explici sau apar, chiar dacă nu-ți explici tu, apar explicațiile faptului care ți-a provocat, să zicem, supărarea sau neplăcerea. Pentru că toate lucrurile au explicații. Au să-și ia în vacanță mare. Dacă până și ei și-au dat seama, nu ar trebui să ne fie mult mai clar. Sigur, dacă poți să vorbești frumos, e foarte bine. Dar nici asta nu e neapărat cel mai bun lucru. Adică nicio extremă nu e bună. Și când îți vine să vorbești prea frumos de cineva, mai bine tragi din gură. E un alt exercițiu potrivit. Mulțumim frumos, Adi. Mulțumesc și eu. Îți mulțumim pentru prezență și pentru că ai fost alături de noi. Dacă mai sunt, dacă mai aveți întrebare, sunt, cred că e un pic cam de vreme. Sau mai bine o dată și pe la patru. Sau cred că, pur și simplu, suntem într-un stadiu, ce am observat eu și cu această ediție a topului, în care compania s-a învățat într-un fel, bloggerii s-au învățat într-un fel, s-a intrat într-o rutină, pur și simplu, și nu are nimeni curaj să iasă în față, să facă un proiect creativ sau să facă ceva special. Poate să fie companie sau blogger sau agenție. Toată lumea merge așa cu valul și cu criza, se termine criza. Criza s-a terminat de mult. S-a terminat, dar... Bună dimineața! Criza s-a terminat de mult. Comportamentul care a rămas același. Da, e... Hai să zicem, poate că e un pic trist, dar... Nu știu, mai aveți cafea? Sigur că rutina lui e cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui om. Pentru că rutina te disciplinează, te ajută să te disciplinezi și la un moment dat să fii cel mai performant. Dar asta până la un punct.
din când în când mai am nevoie și de o ieșire în decor, ca să vezi care e diferența. Ăsta e și motivul pentru care există bine și vreau să pus, de la care e diferența. Doar bine, super boring. Doar rău, la fel. La fel, exact. Bine, mulțumim, Adi. Vă mulțumesc și eu. Succes! Continuăm cu un debate pe care ne-am programat în această sesiune. Și pentru că astăzi vorbim despre brandurile care au cel mai mare impact în social media, am chemat alături de mine o serie de oameni, specialiști, companii, care fac social media și, după părerea mea, fac bine. Și aș vrea să invit alături de mine pe Andrei Cizmaru, social media manager la Bitdependent. Haideți să-l întrebăm! Social media specialist la Samsung. Cristian Chita este web digital manager la IKEA. Marina Esquimie, director de marketing, chief marketing officer la KFC, Pizza Hut și Paul. Suntem... Suntem într-un debate în care ne dorim să vorbim despre ce se face bine, ce nu se face bine. Nu știu întrebările invitații mei de astăzi și vă mulțumesc că ați acceptat și ați venit fără să știți ce o să vă întreb eu. Mi-am făcut o listă foarte lungă și foarte grea, să fiți pregătiți. Să rog, Mariana, ajută-mă și aduci mie toate microfoanele pe masă. Și aș vrea să începeți să vă prezentați, să spuneți fiecare ce faceți în social media, câte campanii ați făcut și cât durează procesul, dacă puteți într-un minut, nu mult, cât durează procesul de a răspunde în direct, online, în real time, pentru o reclamație sau pentru un mesaj care vizează brandul. Deci, cine sunteți, câte campanii ați făcut și cât durează, de fapt, acest real time? Durează, există răspunsul la aceea zi într-o oră sau este a doua zi? Bună dimineața, sunt Monica Eftimie, îmi spunea și Marta de câteva branduri, KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery și Paul. Marta, suntem una din companiile care a ajuns, care investește undeva aproape de 10%, că spui, a început să vorbești, așa că n-am numărat niciodată campaniile de când mă ocupați pe branduri, o să fiu sinceră, dar facem multe campanii. Există real-time, dacă n-ar exista răspuns în real-time, cred că nu ar trebui să fim piața, pentru că cel mai important pentru noi, cel mai important este clientul. Avem o celulă de criză în noi, atunci când este vorba de reclamații, oameni din companie plus agenția care lucrăm, care colaborăm cu Olinul, și răspundem în maximum 3 ore. Dacă vreodată se ocupă reclamații pe prima din paginile noastre, sunt convinsă că știți acest lucru. Răspundeți voi sau agenția? Depinde de tipul de reclamație și depinde dacă e la masa de Crăciun, nu preferă să nu... Agenția evident că știe, dar încercăm să ne ridicăm și pe de la masă. Încercăm să ne ridicăm noi și să sunăm clientul. Dacă este o zi normală de lucru, de obicei răspunde agenția. Ok, mulțumesc frumos. Radu? Sau cine continuă? Mă uitam la tine și am venit la tine și cum e lucrul de la... Scuza! Eu am început, așa că... Ok, prezentare. Ok, Cristian Chita, 3 ani și ceva în IKEA, mulți ani acum încolo în IKEA. Campanii câte am făcut până acum, pe toate, multe. El continuă o campanie și mai mult el continuă pe social media. Și în continuu social media, nu prea contează dacă e în campanie sau nu.
Referitor la plângeri, noi avem, cred, Monica, ajută-mă, scuze. Eu chiar cred că agenția mea știe mult, mult mai bine și oamenii cu care lucrez eu știu mult mai bine ce facem noi pe social media. Cred că avem în cel mult 2 ore, dar nu răspundem atât de greu, cel mult 2 ore în perioada în care magazinul e deschis. Apropo, în timpul nopții nu avem 2 ore. Dar depinde foarte mult de plângere, adică dacă e o chestie pe care putem să o rezolvăm noi, sunt informații publice, putem să ajutăm clientul într-un fel, atunci răspunde direct agenția. Dacă nu, noi într-adevăr mergem mai departe către colegii de la Customer Care cu care lucrăm foarte, foarte îndeaproape, iar ei îl contactează pe client mai departe direct telefonic sau pe e-mail, depinde cum preferă clientul și vedem cum putem să-l ajutăm. Clar este că oricine primește un răspuns și oricine primește rezolvat. Bună, ține de la Samsung, tot era Samsung și înainte la alte branduri. Noi în social media, practic, partea de customer care este unul dintre cele mai importante lucruri. Răspundem într-un program destul de des, adică încercăm să facem cât de repede posibil, în funcție de situații, pentru că diferă foarte mult de la cele foarte simple care pot fi soluționate direct, dar și cele mai complicate care intră în niște procese destul de bine stabilite intern, care cuprind service, customer service sau echipe technical supporting sau alte direcții genul ăsta. La mine este un pic mai complicat pentru că nu prea poți să dai seama dintr-un mesaj exact care este problema și nici nu este recomandat să faci, să dai o soluționare direct pe Facebook într-un timp foarte scurt, dacă nu știi exact care sunt lucrurile care deranjează pe acel device. Lucrul ăsta este foarte important. Noi și în continuare încercăm din ce în ce mai mult să răspundem cât mai repede și avem echipă destul de entuziasmată care face lucrul ăsta și pe weekend și noaptea și când intră și răspunde și foarte ok cu să vedem. Mulțumesc! Andrei Cismaru, de la Beauty Funded din ianuarie 2014, ăștia nu ceas de locul. La fel ca zicea și Cristi, nu mă văd plecând din Beauty Funded, foarte mișto. O parte de social media, nu știu câte campanii am făcut, era pe la eu, nu? Păi nu știu, avem campania un going, so, toată... Câteva zeci. Cam tot ce face o campanie, chiar dacă nu e macro, e micro, tot ce facem de bucurăm să realizăm e întreptat către client și alocăm toate resursele necesare pentru a ajunge la cât mai mulți și cât mai relevant pentru ei. Ca timp de răspuns, cred că ce sare peste câteva ore o problemă, avem o aplicație pe mobile, răspund tot timpul cât de scurt putem, la fel dacă sunt întrebări super tehnice, prin un domeniu tocmai prietenos, nici măcar pentru noi care suntem acolo, avem un canal dedicat de rezolvarea cererilor sau plângerilor prin social media, unde ne zice pe noi și e nevoie de colegii de la tehnic, dar suntem acolo și cred că asta e cea mai importantă pentru comunitatea, să fie cât mai aproape de ei. Pentru brandurile voastre, care este cel mai potrivit canal de comunicare în social media? Cel mai potrivit canal de social media e canalul pe care îl folosește user-ul ăla care vine în întâmpinarea ta cu o problemă sau cu o întrebare. Nu, există un canal care... Da, main e Facebook. Main e Facebook, că asta e piața, dar nu neglijăm niciun alt canal dacă avem clienți sau fani acolo care mă se interacționeze cu noi, nu-i face alea direct la altă parte. Sunteți de acord? Da, în general, mai ales pentru noi Samsung, care avem un portofoliu destul de larg, clienții noștri s-au aflat cam pe toate canalele social media. Într-adevăr, principal este Facebook, pentru că asta este piața, dar noi activăm și facem cursuri destul de și în alte campanii, care am anișat în Twitter, Instagram, și ne uităm și noi exact YouTube și să vedem exact că putem să chiar se extindem și către alte rețele care îndeaptă persoane care sunt interesate de noi. Da, e cam același lucru. Ce încercăm noi să facem e mai repede să îi atingem pe toți oamenii cu care vrem să vorbim, oriunde ar fi ei. Că stau pe Facebook, Twitter, Google+, apropo, e ca
ca și cum, dacă vin în comentarii pe Google Plus, sărbătorim ceva. Dar, da, noi suntem chiar acolo și oricând ar veni respectivul fel, respectiva discuție se ține în continuare pe acel canal sau dacă nu se poate ține pe canalul respectiv, dacă e prea tehnic, dacă e foarte customer care oriented, atunci mergem mai departe. Dar nu prea contează canalul ăsta. Întreb, vrei să ne auzi? Da. Întreb, tocmai pentru că aș vrea să vă întreb dacă fragmentarea vi se pare că este un dinamic al eficienței în social media. Sunt foarte multe companii care fac campanii pe toate canalele, ca să fim pe toate canalele. Deși poate pe unele canale nu e nevoie neapărat. Am avut acum la scrieri la top, companii care au spus să ne vedeți peste tot, am avut peste tot. Totodată, când intri pe toate canalele, te fragmentezi și nu te vezi. Asta era motivul pentru care am întrebat. Faceți la fel sau alegeți strict un canal în funcție de importanța lui? Sunt, noi cel puțin ca și trebuie să suntem de acord cu asta, afirmație fragmentară poate fi un dușman al campaniei. Asta nu înseamnă că trebuie să fii unicanal, nu înseamnă că trebuie să îți alegi un canal și să fii doar acolo. Dacă Facebook cu în România are 1 milion de user, nu înseamnă că trebuie să fii doar pe Facebook și să nu mai intereseze că există Instagram, de exemplu. Și pentru noi, ca și brand, este foarte important unde ne găsim targetul. Și au fost momente când am făcut și încercări pe canale care promiteau, de exemplu Pinterest, am avut o campanie cu Pizza Hut pe Pinterest acum 2 ani, pentru că targetul era acolo, cumva interesul a scăzut și am hotărât să nu mai folosim acel canal. Deci facem și aceste încercări, chiar dacă, pentru că dacă nu dai o șansă canalului, unde ai o parte din target, niciodată el nu o să aibă o șansă reală. Și în campanie încercăm să, cum spuneam, încercăm să fim prezenți acolo unde este target. De exemplu, la pole, pentru că contează foarte mult și vrem să fim și imaginea importantă și pentru client, folosim Instagram, de exemplu, și merge foarte bine mână cu Facebook și cred că contează foarte mult ce campanii care sunt obiective în acea campanie, de vânzări, de awareness, și să știi exact de unde îți este publicul, ce canal folosește. Dar nu, și noi credem că fragmentarea nu este benefică pentru campanie și pentru brand. Aș vrea să-mi spuneți, vă rog, care a fost cea mai mare greșeală pe care a făcut o companie în social media? Greșeală, dacă există o greșeală, sau dacă există o campanie care nu a avut rezultatele dorite. Asta e eșec? Vă gândesc două lucruri diferite. Și nu sunt eșec, sunt oportunități de îmbunătățire. Nu trebuie să fie de fatalist. Se întâmplă în fiecare zi o greșeală, în fiecare zi nu merge ceva bine într-o campanie. Nu poți să planifici, să programezi totul ca la chef, pentru că n-ar mai fi fun și n-ar mai fi challenging pentru noi ca oameni. Identificăm și care au fost erorile, pentru că eu aș vrea ca în această discuție să spunem, uite, am făcut campania X în care ne-am dorit ceva anumite rezultate și n-am ascult pentru că. Și hai să spunem acele erori. Deci cea mai mare greșeală ar fi ce nu trebuie să faci sau ce n-ar trebui să faci sau la ce ar trebui să ai grijă atunci când faci o campanie. Asta ar fi întrebarea completă. Dacă mă întrebați pe mine, din punctul meu de vedere, ce mai important înainte să lansezi o campanie să testezi foarte bine ce faci. Dacă ai o aplicație, poți să testezi foarte bine, trebuie să te asiguri o săptămână înainte că e finalul de la termenul de la dezvoltare, dat ok-ul pe ea, că sigur mai apar de muncă. Nu știu, cea mai mare greșeală de noastră a fost lansat până la două noaptea ca să rezolvăm o greșeală de la aplicație pe care nu vă duce nimeni. Pare că avem un vecin. Hotelul se transformă din Howard Johnson în Sheraton, o să fie gata în septembrie și se pare că cineva lucrează cu... Dacă se poate colegii mei să anunțe, să anunțe să nu să păstreze liniștea, se doarme la unul ăsta. Scuze că am întrebat. Da. Greșe, dacă pot să-i spun greșe, să-i spunem lucruri pe care am învățat sau încep
cap coadă. Au fost campanii care, într-adevăr, au început poate nu la fel de bine cum speram, dar important e la o campanie să o analizezi continuu și să dai și tot timpul să găsești noi modalități și că există întotdeauna o campanie, oportunități sau modalități în care poți să o regăsești și să o aduci de un început. Chiar dacă poate, nu știu, în esență este greșită cu totul, eu cred că tot poate fi salvată sau poți investi soluții care să o aducă de un început. Un lucru pe care social media și din ce în ce am mult se rezolvă chestia asta, dar un lucru pe care foarte multe campanii nu l-au rezolvat încă este problema de conversie și urmărirea întregului drum al toată călătoria online, de la momentul în care tu pui o poză cu produsul lifestyle sau cealaltă asta, până la momentul în care omul să aibă o călătorie clară de la post până la magazin sau o anumită destinație. Asta este un lucru care cred că poate fi îmbunătățit mult, neapărat la noi să zicem așa, dar în general la industrie. Doar cei care dă nu pot să greșească și teoretic și atunci pot să dăm greșit. Așa că eu sunt foarte bucuros că facem multe greșeli. Pentru că așa putem să îmbunătățim lucrurile pentru. Da, greșit de multe ori, ne uităm la posturi pe care le-am scris greșit, la idei care nu au ieșit tocmai așa cum trebuiau. Sunt în continuu greșeli pe care le facem. Sunt sigur că de la campanie la campanie facem câte greșeală din care învățăm. Așa că n-aș putea să spun că aia mai mare dintre ele. În același timp sper să fie foarte aproape pentru că așa pot să mai învăț ceva. Monica, ai spus că la voi bugetul pentru social media merge spre 10%. Vreau să vă întreb pe toți cam cât ar fi bugetul pe social media în compania voi, procentual, nu sumă, dacă știți. Și aș vrea să vă întreb cine decide acest lucru, se decide în board sau voi care sunteți pe partea asta și ați înțeles ce faceți în social media, trageți și cereți o mărire de la an. N-am nici cea mai mică idee cât e. Și mă ocup și de bugetul de digital, n-am nici cea mai mică idee cât e. Fără un Excel și răsc Excel-ul. Ar trebui să mă întorc să vă răspund la asta. Probabil că se apropie deja de 10%. Depinde de țară. Acolo unde avem TV într-o altă țară, evident că el se duce mult mai jos din simplu motiv că TV-ul. Așa. Dar în același timp, cine decide e cumva... Social media la noi este în departamentul de marketing, împreună cu aproape tot ceea ce înseamnă comunicare și o negociere acolo înainte între noi și abia după aceea se duce mai departe negocierea pe tot bugetul. Da. E, în realitate, o discuție foarte serioasă despre, dar mai duc și mie ceva, că atunci când ești pe social media și când ai 10%, tăierile alea nu prea te afectează, adică la tine, nu știu, dacă se spune de mai sus că trebuie să tai 3%, la tine e mai puțin 3% decât la alții. Asta e adevărul. La voi? Cam 10% și la noi și se negociază la cuțită. Bine, nu sunt eu, negociere mișto la cuțită, că hai că iar o parte de creație și vă mulțumim cu asta ca să aveți mai mulți bani și după aia face campanii împreună. Nu știu dacă e o campanie despre definare online sau invers, sau mai impact din bugete. Apoi aș putea să dau o cifră fixă, da? Cam 10% cam acolo, cu o batere mai mică sau mai mare în funcție de campanie și de interes. Care este perioada de implementare a unei campanii? Există o medie? Sau e în funcție de campanie? În cazul nostru, datorită faptului că industria de food, campaniile au o perioadă de, în medie, de 8 săptămâni și datorită acestui lucru trebuie să ne mișcăm foarte repede. Deoarece schimbându-se campania, produsul, mesajul, evident trebuie să schimbe acest lucru și în comunicarea cu clientul și nu mă refer la, nu știu, strategia de Facebook, unde trebuie să fii
constant și coerent în comunicare, dar dacă vorbim cu toate campanii, la fiecare medie 8 săptămâni trebuie să fim on air cu următoarea campanie. Și e valabil și pentru social media, nu doar pentru canalele clasice. Noi avem campanii care noi, nu sunt toate campanii care au lansat câteva zile, adică se întâmplă. Dar avem și campanii care au lucrat luni întregi de zile pentru a pregăti. Depinde foarte mult de bugetul campaniei, dacă bugetul, un buget mare, atunci cu siguranță și timpul de pregătire este exponențial. Dacă este o campanie mai mică și mai punctuală, poate fi făcută și mult mai repede. Depinde foarte mult și tehnic, dacă implică o aplicație de zi, dacă implică o activare de social media la nivel de content. Sunt foarte multe elemente care fiecare determină sau adaugă câte o săptămână sau scară câte o săptămână. Dar depinde foarte mult de context. Dacă știm că avem o lansare de produs, nu știu, suntem în mai în decembrie, o pregătim din timp aici. Bă, în septembrie apucăm să ne gândim mai aici să începem să facem lucrurile pas cu pas, să fie ușor atunci, sau poate să fie chestii spontane pe care să fie în două zile sau trei, că trebuie design-ul și tehnicul. Probabil campaniile mari pe care le avem toți, mă gândesc câteva ani, 4-5, sunt pregătite cu o lună, două înainte să iasă totul ca la carte, dar mie se pare mai fan asta spontană, care a apărut o săptămână pe alta, hai să acționăm aici. Ce mă mai? Eu vreau să nu dau mare, noi începem cu 6 luni înainte, în mod obișnuit. Cam așa e, într-adevăr, caut foarte mult, căutăm foarte mult să-și rimenăm cu agențiile noastre și căutăm foarte mult să le apropiem mult mai mult de business-ul totul. Motiv pentru care avem un brief pe tot anul. Agențiile noastre știu într-adevăr tot ceea ce se va întâmpla în tot anul, tot calendarul. Mai departe, încercăm să le șeruim business planul și strategia de comunicare pe 3 ani. Cumva știm ce urmează, cu mult timp înainte. Și mai departe, brief-ul ar trebui livrat undeva cam la 6 luni înainte, se întâmplă întârzieri. De acolo înainte e o perioadă destul de lungă de lucru. Pentru social media în special, o lucrăm cam în ultima lună. De ce? Pentru că dacă îți vorbesc cu 6 luni înainte de campanie și bate în palma pe ceva, s-ar putea ca în 6 luni alea să se fi dus multe lucruri pe care tu le vrei. Adică Facebook-ul a mai băgat ceva, Facebook-ul a mai spus ceva și atunci, într-adevăr, ne mișcăm mult mai aproape. Și nu credem că mai vrea de ce nu uită o săptămână. Ce am urmăriți printr-o campanie? Fiecare campanie, să spună. Ce urmăriți? Urmăriți urmăriți un rezultat, urmăriți un dar imediat, ce urmăriți și cum faceți monitorizare? Încerc eu. Noi urmărim comunitatea, ne punem foarte mult de preț pe comunitatea pe care noi iubim diferent de, nu știu, luăm relația asta cu clienții ca o relație de lungă durată, nu oamenii stânduri pe care să le... să dăm câte un pum la o lună, știi, mergem, luăm pe Tinder, magazin ceva și voia sunt punctual. Dar noi urmărim primul comunitate și o masă de oameni de calitate, nu ne interesează volumul cât calitatea, pe care să putem activa și care să ne ducă mai departe cu vorba, să ne laudă produsul, să ne facă un lor media cât mai mare, atât la nivel local, cât și global. Asta e main targetul nostru de creșterea comunității și de a avea fani de calitate. Bineînțeles, avem o vară de produse, informări că apar destul de des la noi, alerte și tot felul de virus, de hacking-uri care sau vulnerabilități, dar totul e centrat în jurul comunității. Ei să fie primii care află, avem o perioadă de beta-ului, către fanii noștri, aia au cei mai tech și cei mai implicați în relația cu noi, care testează primii produsele, comunitatea aici, cu măsuri la rată de engagement, la câți oameni sunt pe site, la ce feedback ai, la tone of voice. Da, noi folosim social media, în primul rând, neapărat în primul rând, dar mare important la awareness, mai ales când avem lansări de produse, pentru că urmărim să avem și social media de obicei și iar ne ajută în chestia asta să atingem foarte mulți oameni foarte repede, pentru că
Facebook-ul are această opțiune și nu știu foarte mult în direcția asta, însă ca și KPI sau ceea ce urmărim la o campanie este, cum spuneam, exact acest funnel de conversie. Câți oameni pleacă din toată awareness-ul ăsta, nu știu, milioanele de persoane care se zicem pe mesajul nostru, câți ajung după aceea, nu știu, în pagina destinație, în Samsung.com, câți pleacă de acolo, poate ulterior, către diverse alte site-uri unde se facă, poate, precomenzi sau comenzi de produse. Urmărim destul de pragmatic, în primă fază, toată campania asta, pentru că este normal și deja am trecut de la perioada în care urmăream like-uri, comment-uri și share-uri, pentru că și lucrurile acestea au început să scadă, lumea mai este la fel de mult, parcă mai este la fel de activă în zona asta, click-urile sunt din ce în ce mai importante și mai prețioase, cu cât și Facebook-ul se repoziționează din ce în ce mai mult către o platformă de conținut. Cam asta sunt lucrurile pe care le urmărim într-o campanie și cele mai importante. La noi funnel se termină parcarea magazinului, așa că e mai complicat până la momentul la care facem vânzarea. Da, într-adevăr, ceea ce am spus oamenii mei deștepți care au vorbit înaintea mea e cam ceea ce facem și noi. În același timp sunt sigur că am putea să facem mult mai bine ceea ce facem. Și sunt sigur că dacă n-am început încă să vorbim pe la conferință despre asta, poate că ar trebui să vorbim mai ales pentru companii, mai mult despre cum putem să arătăm valoarea social media mai departe în business-urile pe care le avem. Pentru că, da, e o discuție pe care oamenii din companii, la noi, mai departe, la alte companii pe care le-am auzit, e o discuție pe care o avem tot mai mult. Și dacă nu răspundem proactiv la lucrul acesta, mi-e teamă că o să ajungem să suferim cu totul. Sau, cum am spus, în mare parte, lucrurile pe care le facem și ne-am auzit cuvinte de comunitate foarte importantă, engagement rate, click-through rate, KPIs, faptul că vrei să ai awareness la egală măsură, vrei să ai și vânzare, un lucru pe care încercăm să facem este să combinăm online cu offline-ul, este foarte important pentru noi. Și exact cum și Cristi și întrebat mai devreme, e foarte important ca de marketing să trebuie social media, pentru că este, și cred că o simțim cu toții, e foarte greu să-ți convingi botul că trebuie să cheltuiești de la mai mult, pentru că este canalul acela care este măsurabil, dar nu prea, adică ai un ROI care poate fi, care este tot timpul discutabil și challenge-uit de către board și de către CFO, sunt convinsă că este lucru și în compania voastră. Cred că trebuie să, ca și un de marketing, trebuie să crezi campania pe care o faci, exact cum spuneai, dacă faci greșeli și cu toți facem, trebuie să înveți din ele și de la an la an să fii mai bun și să fii acolo unde este și clientul. Când cineva din board mă întreabă care este rolul social media, de ce a adus social media o companie și comunicarea unei companii, ce îi spuneți cel mai convingător? Noi cred că sunt cei mai fericiți din cauza că rămână ca o idee știu ce înseamnă. Nu am făcut niciodată cu... Mai sunt întrebări de-astea tehnice, dar de ce să facem așa, de ce să nu facem așa, dar de ce aia au făcut așa? Pentru că aia au rezonare în offline, nu avem ce să facem în offline, că suntem pe banii de IT, dar din pusările de doi, eu spui, dar nu, că nu mai vreau. Mă rog, da microfonul, ești fericit și așa. Oamenii există, într-adevăr, în ultima perioadă, poate din ce în ce mai puțin, dar există o continuă, să spun așa, se cer rezultate pe social media, se cer cifre și cifrele de unul cel mai multe ori sunt cei care vorbesc de la sine. Pentru că, practic, social media nu este foarte diferită de poate alte canale de comunicare care livrează cifre. Adică, atâta timp cât un canal de comunicare livrează cifre și poți să mergi cu el mai departe și spui, arăți, uite, am atins atâtea persoane au vorbit cu mine sau atâtea persoane au dat click, au mers mai departe și i-am convertit. Adică este cumva
destul de ușor de înțeles și ușor de explicat și lucrurile merg de la sine. Nu e necesită, cel puțin cum se vedere sau în cadrul companiei noastre, nu există atât de multă putere de convingere pentru a arăta niște rezultate și pentru a le explica. Să face, a fi logic. Eu nu sunt atât de norocoasă, având în vedere că nu sunt mai lăsit de IT. Acum, recent, am un exemplu foarte bun și mi-e foarte ușor de dat. CEO-ul nostru este englez și Rich Kids of Instagram, campanie pe care am făcut-o de curând, în aia mai am început anul cu ea, a ajuns inclusiv în Daily Mail și de Telegraph, așa că acum este puțin mai simplu să am argumente solide pentru social media, dar nu, într-adevăr, cum spunea și Radu, cifrele vorbesc și evident când este vorba de decizii de business și unde investim, ce investim, trebuie să ai niște KPI destul de clar definit și ROI bine calculat. Eu nu știu dacă portul nostru a întrebat vreodată asta. Pentru că, în același timp, noi tratăm social media ca fiind parte cu totul din mixul de comunicare și atunci te duci discutând despre tot ceea ce faci tu în comunicare și cum poți să îmbunătățești și abia atunci o discuție cu board-ul despre lucrul acela. Dacă ar trebui să explic board-ului de ce trebuie să facem social media... Întreb pentru că, uite, voi sunteți patru cazuri fericite. În continuare, în România sunt foarte multe companii care nu fac social media și care nu înțeleg ce înseamnă social media și care nu vor să acorde un buget. Și atunci, da, dacă vrei să faci social media, cum îi explici bordului? Dușul rece, le pui în față toate comentariile rău de această pe care le au oamenii pe social media. Să zic că vor veni și mai multe. Le printez, da? Da, le pui pe toate, nu are. Da, sunteți niște nenorociți. Și tu nu ai cum să spui nimic. Tu brandul ăla, pentru că nu ești acolo. Bine, bă, glumesc dincolo de asta, totuși cu analiză, cu business case și cu multe alte. Bordul tău se va uita la tine, va atât de puțin și te va trimite la plimbare, dacă se poate, și cu voi albă pe care sunt altă. Cum faceți monitorizarea la încheie? Ce contează? Ce rezultate contează? Tot. Monitorizare, efectiv, ce folosim, zelistul pe care îl folosește orice monitor aproape în viața aceasta și suntem bine niște norocoși. Da. Și suntem niște norocoși pentru că chiar avem în piața românească, noi chiar avem niște tool-uri de monitorizare. În ultima perioadă merg și spre alte piețe și mă uit și în alte piețe și mult, mult mai complicat. Așa că noi chiar avem noroc cu piața noastră. Mai departe de asta, KPI-ii sunt ai obișnuiți de social media, pe care încă nu am reușit să integrăm cu KPI-ii de business și este exact discuția de care ziceam, pe care ziceam că ar trebui să o avem la un moment dat cu toții. Așa că, da, e și mai complicat să explici bordului dacă nici nu poți să-ți integrezi KPI-ul. Da. Te duci cu niște cifre și de ce sunt alea valoroase pentru business-ul meu. Da, e greu când e la cifre. Sunt foarte mulți cei care au idei, bloggerii, cei care vor să facă proiecte, care sunt foarte încântați și spun am o idee senzațională care se potrivește cu Bitdefender sau cu Samsung sau am o campanie minunată care s-a potrivit cu Ikea sau cu, nu știu, Paul sau KFC. Dar nu mă bagă nimeni seama de la companie. Am primit. Sunt foarte mulți, poate că nu ridicăm mâna acum, poate că, dar știți că există, știți că sunt. Nu voi să fiu aici. Cum ar trebui să facă ei? Sau la ce ar trebui să se gândească? O recomandare din partea voastră. Eu o să fiu un pic mai tranșant aici și în ambele tabere pot să zic că văd obiectiv situația. Îți fac mulți bloggeri care vin în întâmpinare la companiilor, cumva am o super idee despre campanie. Să facem nu știu ce mare
răzbunare. Nu vreau să fiu malițios, nu vreau să par arogant. Ideea e că tu când trebuie să pui o campanie unui blogger, cum ziceai și Adi Hărdan mai devreme, trebuie să vii să-i pui ceva pe masă în față ca să-i strânești atenția, să-i captezi interesul sau să-i strânești interesul, să captezi atenția, să vrea să facă asta, dacă tu și nu îi pui mai mult de un blog pe WordPress neîngrijit, cu două luni vechime, fără să-i poți da ceva la schimb, eu nu o să tratez decât ca pe o oportunitate pe care ai văzut-o tu ca să-ți crești blogul folosindu-te de un brand, nu neapărat Vivifant, Samsung, Ikea, Pizza Hut, brandurile mari, în general, atrag oameni, concursurile sau campaniile de brandurile mari, atrag oameni, atrag citare, atrag interacțiune. Ok, suntem deschiși la propunerea campanii, veniți cu toată încrederea, dar dați ceva la schimb, adică nu văd de ce ne-am implicat noi atât de adânc în partea asta de creșterea blogosferei mici. Nu neapărat trebuie să vă implicați, nu asta am spus. Am spus doar că dacă sunteți deschiși, da, dacă da, aveți da, anumite recomandări, pe care le primesc, dacă aveți anumite recomandări pentru cei care vă trimit proiecte. Da, să aibă grijă să fie proiectul, nu știu, să facă un research înainte, să vadă dacă Bitdefender v-a mai făcut chestii pe domeniul ăsta, pe partea aia de abordare, dacă se potrivește brandul, dacă nu intrăm în, nu știu, un conflict de interese cu alte branduri sau cu alte campanii. Așa. Și asta e clar că trebuie să vină un blogger când vine cu o campanie sau o propunere de campanie, trebuie să vină cu temele făcute. Practic asta este de bază și nu poate veni doar cu o idee care poate 140 de caractere sunt minimat, dar când o diseci într-un status mai mare, de fapt nu, este, nu are foarte multă substanță. Ca și direcție oricum, poate să studieze brand, poate să studieze direcția care se îndreaptă, ce a comunicat sau ce semnale trebuie pentru viitor, poate oricând să consulte cu agențiile care se ocupă de contul nostru și care poate să le îndrume și poate să le o idee mai clară despre ceea ce ne dorim sau ce direcție ne îndreptăm. Cred că indiferent de brand, este foarte important să există o afinitate între blogger care propune campania respectivă și brand. Deci nu contează IT, mâncare, mobilă, deci chiar nu contează, dar trebuie să există această afinitate, pentru că altfel nu va fi credibilă acea campanie. Și cred că, indiferent de cât de mică sau de mare este comunitatea acelui blogger, să se suprapună cumva și cu targetul brandului pentru care propune campania. Sinceritatea mie nu scrieți, vă rog, unul de tot, pentru că mi-e teamă că o să vă loviți de o motofofistă la uriaș de vreo lună și ceva. Mie e foarte greu să mă întâlnesc cu oamenii. Îmi pare rău pentru asta, îmi pare tare rău. Și mi-ar plăcea foarte mult să pot să explic fiecare dintre oamenii cu care interacționez de ce e ok să vorbim de o campanie sau nu. Chiar cred și asta te mic mai departe către agenție, chiar cred că o agenție și dacă te duci tu ca și blogger către agenție și vorbești cu agenția despre propunerea ta, agenția poate să o trateze, să o filtreze sau să o corecteze pentru brandul respectiv. Exact ce spuneam, dacă tu nu ai înțeles exact toate elementele alea, poate să te ajute agenția. Mai departe, cred că filtrarea asta e un cerc adevărat, împreună cu agenția să explicăm tuturor oamenilor pe care îi refuzăm sau care le spunem da, o să facem o campanie, dar nu acum, pentru că noi avem un plan pe 3 ani, nu în următorul an și când, dacă tu îmi vorbești despre o campanie pe bucătărie acum și eu vorbesc despre dormitoare, nu prea are legătură. Da, vor și antidurs. Și cumva ei pot să spună nu acum, dar putem să facem asta mai încolo. În același timp putem să trecem și prin anumite filtre. E bloggerul relevant pentru brand? Avem valori comune? Noi avem, într-adevăr, noi avem o listă de oameni cu care lucrăm și pe care o tratăm în continuu. Și primul lucru pe care îl facem atunci când ne uităm la lista respectivă este să vedem dacă noi și respectivii bloggeri avem valori comune, ca și brand. De asta nu lucrăm împreună cu
unui blogger pentru că nu avem valori comune. Nu ne întâlnim acolo. Și alegeți voi sau alege agenția? Îi alegem împreună. Eu chiar nu cred că agenția nu e doar o agenție, este o echipă cu care lucrez. De acord, toată lumea? Da. Și spuneți la realitate. Și vă rog, dacă aveți alte păreri și dacă aveți întrebări, vă rog să ridicați mâna, sunteți invitați. În realitate, foarte mulți de clienți, marea majoritate, habar nu are cu ce blogger să lucrează. Habar nu are în ce a costat campania. Să fim serioși, asta e realitatea. Și își merită soarta din plin când îi ajung în față toate textele negative sau toate criticile care se scriu în presă, în bloguri, sunt total de acord. Adică nu avem de ce să-i plângem. Dacă e un blogger mai și vine cu o idee și are temele bine făcute, are temele făcute și se duce direct la client. Dar nu, se duce la agenție. A găsit și agenția care se ocupă. Că e din celălalt mână și ține microfonul la curăție. Și agenția o să paseze mai departe proiectul ăla către un blogger cu care tot astfel lucra. Adică în loc să vină de la voi să duce la agenție și agenția trimite la plimbare, dar proiectul e bun. Și știi vă caz la asta? Nu, pur și simplu. Ipotetic, ipotetic. Adică, fără ideea. E foarte tricky să faci chestia asta în online, unde poate scade imediat. Adică nici nu văd de ce îi faci asta. Ce dacă o să se implici chiar bloggerul ăla? Și să dezvolți ideea de campanie, să duci mai departe la nivel macro, să o scoți din iunie, să o duci în o campanie cu blogger în care să implici și pe el. Poate chiar nu e foarte potrivit, dar nu văd de... Adică, să-ți fii tâmpit să fac ideea în online, unde e un mediu foarte volatil și este ăla de ajunge scandal imediat. E mic și nu ar avea un reach așa mare, cum ar fi al blogger. Tocmai ținez, din punctul meu de vedere, faptul că să faci o campanie mai mare pe conceptul ăla, trebuie să-l trebuie și pe ea. Acum e ideea să fie mare, decât ăla care e mai mare. Nu cred că asta are probleme. Sunteți să vă ținem. O idee bună poate să vină în același timp mai multe oameni. Asta ar fi prima chestie, după care sunt sigur că eu, ca și client, m-aș întoarce înapoi către agenție, dacă aș afla asta, și pe câte prietenă sunt aici, sunt sigur că aș avea și plămâni. Și am explicat de ce nu e ok, mai ales pentru mine ca și client. Pentru că agenția respectivă mă reprezintă pe mine ca și brand. Este numele meu acolo în piață. Dacă tu, ca și agenție, ai făcut ceva greșit, trebuie să te gândești întotdeauna că ai făcut ceva greșit pentru KFC, The Defender, Samsung sau Ikea. Nu pentru The Practice, Low sau ce mai știu. Da, dar știi că această responsabilitate este foarte ușor aruncată și există multe explicații și... Eu am refuzat să fie făcut. Da? Ok. La cum știu piața și ceva cu piața așa. Toată lumea vorbește cu toată lumea în piața asta, adică oricum ai afla. De ce ai face asta ca și agenție? Ca și cum ai face să se lucrurile odată. E genul. Am înțeles. Există această teamă, bă, nu, hai să rămâne la blogger, dacă toți suntem la blogger. Sunteți între companii care au lucrat cel mai mult, nu între companii care au lucrat cel mai mult cu blogger. Cum ai alegeți? Cum faceți acest mix? E în funcție de campanie, e în funcție de preferințe, e în funcție de toate trafic, e în funcție de... Dacă înainte ziceam Godeo să-și facă treaba, acum ne facem noi internele și cel puțin la Bit, vă avește criterii de selecție foarte curioase, să fie, să aibă o comunitate de interes, depinde de campanie foarte mult, să nu fi vorbit de un brandul foarte tare, foarte recent, dacă dacă l-am vorbit de rău, să încercăm să aflăm de ce să mai e în campanie dacă vorbim de rău? Depinde de ce am vorbit de rău. Dacă am vorbit de rău argumentat și cu o bază solidă de motiv în spate, are șansă să fie luat, pentru că avea dreptate. Dacă nu ne înjură, pur și simplu, după mă vrea să zic, formuliză și lucra să dar apoi, n-am cum să lucrez cu un om care nu e potrivnic. Să fie relevanți pentru comunicarea pe care
care nu vrei să o faci sau pentru produsele pe care vrei să le promovăm, și să fie cât de cât terminuit, să aibă cititori din industrie, măcar dacă nu, nu știu cum o văd lucrând cu bloguri de food, că nu am funcționat. Dar rolul lor pentru voi, să spuneți și cum îi alegeți și care e rolul lor pentru companie? Eu îi vreau ca ambasador, ca endorser de brand, să fie prieteni brand, ca asta e viziunea noastră. Nu vrem să avem niște bloguri, niște angajați pe care îi plătim la campanie, la articolul scris, vreau să avem niște prieteni pe ajutorul că să ne putem baza când avem de activat ceva de comunicat un produs sau o campanie. Da, pot să intervin o secundă? Da. Sorry, chiar îmi trebuie microfonul, că de ce își vorbesc pe noastră. Bună, cred că încă ne ajută, deci bună dimineața. Roxandra Vedescu sunt. Întrebarea e, mă rog, dacă vreți la bilă pe tipăți, dar vreau să știu dacă pentru zona asta de ambassadorship, ambassador, sunteți ok și faceți asta dacă îi plătiți pentru o perioadă mai lungă. Fiindcă dacă vreți să ții ambasador, înseamnă că blogul respectiv nu poate să lucreze cu un brand concurent. De exemplu, dacă e din o campanie. Da. Pentru că dacă scrie pe ITLC de așa, e firesc cumva să scrie despre toți jucătorii din viață, nu doar despre tine. Except în cazul în care, nu. Fiind și în partea alta baricade, știu ce înseamnă și avem grijă să fie mulțumiți cu, sau să accepte, să fie dispus să accepte o colaborare pe termen lung. Contractul se negociază de obicei pe două structuri, una de ala lung de endorsement și campanile punctuale, care vin individual, flat final. Așa? Samsung știu că are un program de ambasador și poate vrei să dezvolți asta. Da, programul nostru, noi avem un program și cred că l-am venit foarte mult timp, Samsung Mobile, care a pornit tocmai în direcția asta de a ne construi niște relații la momentul respectiv cu niște persoane care nu erau neapărat blogger, dar pe care i-am crescut și pe care unii dintre ei au devenit chiar blogger foarte cunoscuți, precum e Ștefan Roșoare sau alții. Noi, în partea de blogging, încercăm să ne construim niște relații pe termen lung, dar când spun relații, nu spun relații exclusive, ci pur și simplu să avem o relație foarte bună cu bloggerii care sunt interesați în industria aceasta. Nu aș putea spune că avem exclusivități și nu știu dacă poate ar fi foarte benefice, pentru că, fiind o astfel de piață, nu știu dacă blogul respectiv ar mai fi credibil în fața publicului său, dacă ar scrie sau ar comenta doar despre un anumit produs sau ar fi exclusiv cu un anumit produs. Cred că cel mai bine este să creezi o relație și să fie pe termen lung, care și să fie ceva de bun simț, ca să zic așa, ceva care să mai merge o direcție bună. Noi nu lucrăm într-adevăr pe termen lung cu blogărie și nici nu cred că ar fi ok din partea mea să spun că plătesc o persoană pe termen lung pentru a deveni ambasadorul meu. Sunt sigur că un blogger poate să devină ambasadorul meu beneficiind de exact aceleași produse ca orice alt client, de a se bucura de ele și de a crede în produsele acelea. În același timp, sunt sigur că nimeni de aici, nici chiar marketing managerul pe care l-am în sală, nu are toată casa mobilă, tot doar de la Ikea. Așa că mi se pare normal să scrie omul, dacă i-a plăcut canapeaua de la Movex, să scrie și despre canapeaua respectivă. Ce dacă ar fi cu mine în campanie? Ce dacă ar fi cu mine în campanie și ar face o comparație? Nu văd de ce ar fi o problemă asta. Este perfect natural să poți să vorbești despre ceea ce îți place ție. Eu sunt de acord cu asta, dar că foarte mult director de marketing sau oameni de social media au o problemă cu mai discutat la un moment dat despre brand decât despre ăla al lor. Depinde la un moment dat și despre câte brand-uri vorbești. Dacă ești în campanie săptămâna asta cu brandul meu, săptămâna viitoare cu brandul celălalt, săptămâna viitoare cu brandul celălalt, de două luni ai terminat toată piața,
și cred că dacă aș fi pe două luni, nu m-aș mai duce acolo. Asta în legătură cu blogul respectiv. Într-adevăr. Da, mai am întrebare. Dacă putem să ne ziceți din ce zonă de activare a fost propunerea care a fost refuzată în cadrul companiei pe motiv de buget? Fii mai explicit. Adică când eu, sau din care a fost proiectul, dar adică încerc să vă propun să-mi spuneți generic, nu am propus să facem X, Y sau unde, cum vreți voi, și v-am zis, a zis, nu e buget pentru asta, nu facem că e prea mare bugetul sau nu facem că nu e buget. Am avut alte lucruri cu punerea de campanii de social media, cu declinarea de mobile și cu componentă de offline, care a fost refuzată, dar sper să o facem anul ăsta, că am stat destul de tare în gâznă și am insistat pentru ea, cât anul ăsta s-a găsit și înțelegere și buget. Nouă ideile care, de social media care sunt adevăr foarte bune. Deci, nu sunt refuzate, sunt amânate. Să zic așa, până când probabil la un moment dat se întâmplă să mai fie relevante sau când, până când se găsește un buget în care să fie realizat. Adică dacă o idee este într-adevăr foarte bună, șansele ca ea să fie refuzată complet sunt destul de mici. Pur și simplu se caută soluții într-un mod constant și este practic și rolul nostru să facem chestia asta. Să căutăm soluții constant. Salut, Ion Sponescu. De data asta întreb ca blogger. Sunt două lucruri care se bat cap în cap, unul la majoritatea lucrurilor și s-a răspuns când a întrebat Alexandra. N-am înțeles dacă se dorește o colaborare pe termen lung, majoritatea va refuza. Exclude partea de mobilări, se la Samsung. Dar, după cum spunea și Alexandra, în mica lume social media a noastră, ca să zic așa, se discută că bloggerul X a scris azi de berea 1, peste două săptămâni de berea 2. Dacă e să cumpărăm bloggerul ca un post de televiziune unde o să vezi reclame la toate berile și la toate telefoanele mobile, hai să încercăm să alegem o variantă. De ce nu e ok să facem pe termen lung sau de ce nu se dorește o să cer un blogger pe termen lung și știi că anul ăla, 2015, nu scrie decât de Samsung, dar și poate da și cu părerea despre noul iPhone și să facă o comparație, ceea ce e perfect, ok? Scurt, pentru că la televizor nu cumperi credibilitate și la blogger nu cumperi expunere. La televizor cumperi expunere, asta te interesează, nu te interesează cât de relevant e audiența PTV-ului pentru băutorii de bere cismigiu. N-are nicio treabă. Ție ți se apare reclamă acolo. Când te duci către blog și către partea de comunicare și comunitate, unde vrei să dai un mesaj, te uiți la credibilitate. Și atunci, de ce nu se trece de un partener? Eu am propus, de asta întreb, am propus către două, trei branduri, haideți să facem ceva pe un an. Niciodată n-am venit un răspuns pozitiv, am colaborat în anul respectiv, dar punctual pe campanie. Niciodată, hai să facem, uite asta, gândești că poate implementați voi, doar pentru că nu se trece ceva pe terenul lucrurilor, n-am colaborat cu tine. Asta era ideea. N-aș putea să răspund două lucruri. Nu, pentru toți a fost întrebarea și mulțumesc. Pentru că eu spuneam că nu sunt ok cu respectiva colaborare pe termen lung, cred că aș putea să-și răspund la asta. Hai să luăm exemplu cu brandurile. Cred că, în primul rând, bloggerul respectiv ar trebui să facă o campanie și să facă și alte campanii cu berea pe care o beam în obișnuit. Și cu berea 2, și cu berea 3, și cu berea 4. Și dacă ție îți place berea respectivă, hai să vorbim... Îmi pare rău! Exact! Trebuia să-mi dau seama că vorbim de bere. E foarte complicat. Da, trebuie să lucrezi cu brandul cu care tu ai o interacțiune în mod obișnuit. Și dacă asta se transformă într-un ambassadorship prin campanii, pentru că așa gândește clientul, pentru că doar așa are bugetul făcut, că probabil de asta nu-ți aprobă cineva altceva, pentru că pe termen lung, bugetul ăla e tăiat în bucățele și eu pot să-ți promit ție doar până în terțial următor, că după aia să faci un washing pe buget, probabil. Și nu pot să promit că voi face până la sfârșitul anului meu financiar, că mi-e teamă că nu mai țin de promisiune. Adică sunt și lucruri interne, probabil, la un moment dat, care intră
despre împăsătoșii pe termen lung și lucrat pe termen lung cu, cu blogării. Eu în momentul de față nu fac asta și nu cred în asta, pentru că nu cred că suntem de ambele părți pregătiți, nici clienții, nici blogării. Salut, sunt Alex Damian. Și cum s-a vorbit, așa am vorbit acum de blog, chiar blogger nișa sau ambasador și mai departe, dar hai să ne gândim la faptul că vorbim și de cifre și foarte multă lume se uită la cifre de poate. Și vreau să vă întreb o chestie. Din campanii care le-ați avut, alegeți și blogger clar, care au niște cifre foarte bune și un risc foarte mare. Ați avut dezamăgiri pe partea asta, venind din partea unor blogger foarte mari și nișați și poate n-ați avut rezultate satisfăcătoare din contentul pe care l-au oferit. Mersi. Cred că toți patru puteți răspunde, sincer. Bine, încercați. Și încercați să fiți așa mai mari, pentru că să știți că voi sunteți la companiile care lucrează cel mai mult și aveți multă experiență. Dar în realitate este un gap foarte mare între ce fac companiile mari principale și care e realitatea în social media. Este foarte mare gap. Și atunci sunt mai explicitii. Uite, ce încercăm noi să facem, tot mai mult atunci când avem campanii cu blogări, este să mergem ceva mai mult. Să venim cu tot tipul de campanie, tratat exact pentru spațiul respectiv, să explicăm blogărilor cu care lucrăm, care sunt obiectivele noastre în campania respectivă, care sunt KPI pe care îi urmărim și pe care doresc să-i urmărim împreună. Mai departe, să stabilim împreună niște smart goals. Mi-aș dori foarte mult ca la un moment dat să discutăm pe propunerile de buget cu pași. Dacă am atins 100% e ok, dacă n-am atins 75% atât, peste atât. Adică e o relație de business până la un punct. Și e ok, ne iubim așa, dar nu ți-ai copani. Și dacă tu îmi dai 120% din brânză, eu o să dau 120% din bani. Mie mi-ar conveni foarte mult să facem așa ceva. Întrebarea e dacă s-a întâmplat totuși să nu ți se ofere contentul pe care l-ai cerut. Noi am avut campanii pe care le-am lucrat și unde unii dintre blogeri au livrat așa cum m-au promis. În anumite cazuri le-au livrat mai puțin. A fost o campanie la care chiar am reușit să lucrăm pe un astfel de sistem. Și evident că am mers conform contractului. Cred că de asta trebuie să și lucrăm la un moment dat cu oameni pregătiți și m-ar ajuta foarte mult, într-adevăr, că ziceam de chipul ăsta, m-ar ajuta foarte mult să fim pregătiți de ambele părți și cred că de asta ajută foarte mult dacă agențiile ar putea să vorbească mult mai mult cu bloggerii, pentru că ele țin legătura foarte mult cu ei și se explice exact și perspectiva asta a clientului, mai mult. Eu vin și din agenție și la momentul respectiv mi-am aminte că nu facem asta și îmi pare rău pentru asta. Chiar m-ar bucura dacă putem să facem și o educație din partea noastră, pentru că noi clienții nu înțelegem unde a ajuns de bine bloggerii, că de asta ne luăm agenții. Dar și de partea cealaltă, exact cum gândesc clienții. De asta se refuză la un moment dat proiecte, pentru că avem un alt limbaj la un moment dat. Și ajută să avem translator, agenție, sau să învățăm ambii în aceeași limbă. Și noi, clienții, noi facem multe lucruri și. De obicei, când se întâmplă scenariul pe care ai descris tu, practic, cam două urmări sau două cauze, de fapt, pentru care se întâmplă asta. Fie bloggerul a avut o zi proastă, asta este, se întâmplă, nu știu, n-a avut inspirație sau nu știu ce, dar când se întâmplă chestia asta, este foarte important și îmi pare cu cea la atitudinea lui, adică, de obicei, dacă se zicem că nu a livrat un articol care este foarte bun, poți oricând, nu știu, să make it up într-un fel sau altul, adică să-ți repare greșeala, fie să ridic un articol, fie să, nu știu, să oferi, nu știu, un post pe Facebook adițional sau un post pe Instagram sau mai știu eu, chestii de asta. Sau există scenariul celălalt în care pur și simplu bloggerul nu și-a dat interesul. Când bloggerul nu și-a dat interesul și nu a simțit campania, înseamnă că în primul rând tu ai greșit pentru că trebuia să știi asta și cumva trebuia să simți înainte faptul că bloggerul acela nu este suficient de implicat în campanie și trebuia de la început să nu mai lucrezi cu el. Și cel mai probabil când se întâmplă chestia asta, nici viitorul dintre tine și bloggerul respectiv nu este foarte roz, ca să zic așa.
Cam astea, cam așa este situația când se întâmplă lucrurile astea. E destul de simplu, ca să zic așa, pentru că nu există foarte multe variabile. Asta este, e business. Dar știi că se lucrează cu aceeași lucruri și aia care m-au livrat și a doua oară. Exact, asta da. Păi atunci... Și nu a doua oară, și a treia oară și în al doilea an și în al treilea an. Adică sunt atunci, exact aceeași. Atunci nu mai este, am zis mai devreme, compania mea și merită soarta, ca să zic așa. Dacă tu faci odată ceva, vezi că nu se livrează, faci a doua oară, nu se livrează, faci a treia oară, adică nu știu, înțeleg că unii oameni sunt adepții a doua șansă. E normal și e... Se... Da, a doua șansă e doar odată, după aia restul, după aia nu mai sunt a doua șansă, sunt deja ceva cronic, ca să zic așa. E bine, ca să-ți răspund direct, da, se întâmplă. Bună, Emilia Vasiliu, mă numesc. Eu aș vrea să-mi clarific ce înseamnă exact că nu au livrat anumite... E vorba de rezultate sau efectiv faptul că nu au scris un articol? Unii că nu au scris, deloc. Da, în ceea ce privește rezultatele pe care le așteptați voi de la respectiva colaborare. Nu cred că bloggerul poate să aibă control în ceea ce privește câți oameni cumpără mai departe produsul sau cum este situația. Dar nu e un om pe care nu mă chinuie vânzare pe un articol pe blog. Și nu mă duce la asta. Exact, cred că este foarte important că tot s-a folosit cuvântul colaborare. Colaborarea chiar să fie colaborare și Cristi tot spunea despre rolul agenției. Agenția este extrem de importantă pentru că este cumva, facilitează relația între companii și blogger și exact cum tot Cristi spunea, sunt momente în care bloggerii nu înțeleg clientul, la fel de bine cum ar trebui, clientul nu înțelege bloggerii și atunci agenția este foarte importantă. Și în momentul în care intri într-un proiect împreună, e bine ca ambele părți să știe ce așteptări există ce așteptări există de la celălalt. Și dacă lucrurile nu merg perfect și de foarte mult că nu merg perfect, este bine să se înțeleagă de ce, unde s-a greșit și cum poate fi îmbunătățit pe viitor. Cum poate fi îmbunătățit pe viitor greșeala. Mai am o întrebare legată strict de partea de social media. Cât de independent lucrați în ceea ce privește conținutul pe care îl postați? Independent... Mă refer la timp de aprobare pentru brandurile mari, presupun că... 100%. Fiecare cuvânt care apare acolo. 100% independent. N-am avut niciodată ce am zis sau delay pentru aprobare de undeva mai sus. Din moment... Suntem angajați acolo să presupunem că știm foarte bine ceea ce avem făcut și nu e nevoie de supervizare, că, nu știu, așa lucram cu niște internship sau niște copii pe care se pun doar să posteze. Noi nu avem nicio restricție de postare, de aprobat, de mesaje. Mergem pe premisa că fiecare om din companie e angajat acolo pentru că trebuie să plece pe aia. Ceea ce trebuie să facă. Pregătiți conținutul înainte, cu o săptămână sau o lună? Ba, asta e altceva, asta e. Vorbim două separate, un plan editorial, plan editorial. Aprobarea pentru postare și pentru conținutul de acolo e tot o altă treabă. Bineînțeleg, întrebarea ta ca fiind nevoie de o supervizare a cuiva superior ierarhic, care se vină ok, e bine, s-a pus jurul la prost, sau schimbă cuvântul securitate cu protecție, că dă mai bine pe nu. De plan editorial, măcar în mare, să ai conturat, să știi în ce direcție te duci pe viitor, dar întrebarea ta cam asta o percepe. Mă referam la ceva între astea două, adică să ai conținutul exact pe care ai să-l publici cu o săptămână sau cu o lună înainte și să-l trimiți mai departe spre aprobare. Dar să faci conținutul cu o lună înainte pentru social media, se pare aberant că e o piață dinamică, tocmai să te fac pe social media, să schimbă lucruri de la o oră la alta. Deci, care l-ați spus, ai un status foarte bun despre, nu știu, niște porumbei albi pe care vinzi tu la nunți și să fie un status de la foarte mișto și să vină un articol după aia, să-mi de cum tunelul sub Marea Neagră și te-ai chinuit o săptămână degeaba, că te lați la față. Nu văd de ce. Tocmai, trebuie să te adaptezi la context.
ok, programatic, schedule-ul ăsta e cu 20 ani, care știi linia, dar statusul în sine să-l compui cu o lună? Sunt foarte puține agenții în România, nu știu dacă sunt 10 pe bune care știu să facă social media. Nu cred că sunt nici 10 agenții care cunosc locuri, pe amară 20, nu zic de astea. Nu cred că știu să-i alargă în funcție de campaniile voastre. Și problema este, așa cum a spus și voi la client, clientul lasă mâna în jurele de foarte multe ori, crezând că agenția știe. Și ajungând să aibă campanii încă proaste, total ratate, cu bani băgați inutil, și ajung să iasă din acest domeniu. S-a întâmplat și sunt companii mari care au băgat foarte mulți bani în social media și care au ieșit, care nu mai fac. Așa că sfatul meu este să aveți grijă și de agenții, pe cine alegeți. Și să nu mai mergeți atât de mult pe mâna lor și să vă spuneți, e vina agenției, că până la urmă tot clientul cade și tot clientul e de vină. Nu știu dacă vreți să completați ceva la ce am zis eu, că am o întrebare. Eu da. Eu sunt o singură persoană care se ocupă de social media într-o regiune cu 4 țări, dintre care 2 operaționale, motiv pentru care și a treia bine. Motiv pentru care mie mi-ar fi imposibil să urmăresc în România, nu e simplu că vorbesc limba română, în Croația am o mică problemă cu limba. Înțelegem. Și atunci mi se pare foarte important să am o relație cu orice agenție din regiunea pe care eu o coordonez și să las responsabilitatea pentru tot ceea ce se întâmplă pe social media către agenție. Accountable. Project management. Accountable pentru tot ceea ce se întâmplă pe social media din punct de vedere al brandului sunt eu. Și atunci, da, acea verificare finală nu e altcineva deasupra mea, dar sunt eu ca și client. Și feedback-ul pe care îl dau mai departe pe content sau pe altceva se duce din punct de vedere al brandului. Nu există, mie nu-mi place postul acesta, există, de ce nu este el potrivit pentru brandul ăsta. În același timp, cred foarte mult în relația asta cu agențiile, pentru că nu cred că în momentul de față pe o presiune tot mai mare pe departamentele de marketing, nu cred că avem capacitatea de a angaja foarte mulți oameni interni. Poate că ne-aș dori la un moment dat să am oameni interni, poate că ne-am dorit cu toții, dar presiunea există și din partea cealaltă și atunci există o nevoie tot mai mare de externalizare, care vine cu bune și cu rele. Nu va agenția nu va înțelege niciodată. Trebuie, am grijă, așa cum a spus. Agențiile mele despre ce blogger ar trebui să folosim și am avut discuții foarte serioase și mi se pare foarte bine că avem discuțiile respective. Și când eu spun lucruri și agenția îmi spune nu că nu e ok, îmi pare tare bine pentru că s-ar putea și eu să fiu închis în brandul meu și să nu dau seama ce se întâmplă în jur. E de ambele părți. Ok. Avem acum o situație care este cel mai des întâlnită. Oricât de bună ai fi ca și companie, oricât ai fi cel mai bun în domeniul tău, nu poți să lansezi de 2 ori pe an sau în fiecare an un produs excelent. Și mai vin și cu produse mediocre. Și cele mai multe dintre produsele lansate, din păcate, sunt mediocre. Pentru toate campaniile și pentru toate aceste produse se fac planuri comunicate de presă, lansări senzaționale. Se fac texte care se dau la blogger sau se spune că trebuie să se vadă textele aprobate. Cât de mult înțelege o companie că atunci când lansezi un produs, el nu este poate cel mai bun și cât de mult, în funcție de cât de bun e produsul, se construiește bugetul în jurul lui. Din nou, nu e cazul tău, zine altceva. Da, cazul nostru la divină, dar nu e pot să vedeu, eu să ne așteptam la ieșire. În același timp, sunt atenți întotdeauna că e loc de mai bine, pentru că niciodată nu spunem ăsta e ultimul produs pe care îl lansăm, că mai bine atât nu putem. Da, 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 că asta era. Bugetul, nu știu, să construiești odată cu campania, în funcție de ce vrem să facem, vedem ce resurse avem nevoie, de unde le dezlocăm și cu cine alegem să lucrăm și să facem un going. Nu pot spune de acum că un buget de lansare de produs are 15% mai mult decât orice altă campanie.
nu știu, poți să faci o campanie, trebuie să ne vină o idee de user generated content care să nu costă mai nimic și afectează bugetul, dar bine. Plus data, e pur ipotetic, de fără nu lasă să puțin mediocre. Noi în FUD avem noi în FUD și pe brandele pe care lucrez avem șansa să avem și un buget de cercetare în spate, de research și vorbeam mai devreme despre cât de dinamic este această industrie. În momentul în care lansăm, înainte de a lansa orice produs și noi avem calendarul făcut cu un an înainte, avem să aveți pe 3 ani, înainte de așa, deci avem timp să facem acest lucru, știm cum arată calendarul de marketing și înainte de a lansa un produs, facem concept screenere și testare de produs și dacă ele sunt într-adevăr mediocre, le scoatem din pipeline de inovații care prezează în anul respectiv. Nu mă referam din asta. Mă referam la faptul că se face lansare, se alege un comunicat, un mod prin care se comunică produsul, se dă în piață, se dă la blogger și bloggerii trebuie să scrie. Verificați informația? Știți că se verifică. Știți că în realitate se verifică. Cine sunt bloggerii sau vreau să zicem? Vi se verifică textul? Uneori îl trimit eu să mi se verifice, pentru că sunt cifre și chestii acolo și vreau să fiu sigură că... Asta cu verificatul se pare un pic paranoic din partea clientului sau agenției și cumva am profi față de partea bloggerului. Dacă stabilești o relație de colaborare pentru un articol, pentru un blog, pentru un short term, înseamnă că deschiderea trebuie să fie și încrederea trebuie să fie 100% de ambele părți. Eu dacă lucrez cu Patrick și Smargo pentru Big Defender, știu că ok, la ei sunat, bate câmpii de multe ori, dar s-ar putea să nu fie nevoie să-i verific testele, că știe despre ce vorbește. Sau eu am aici Smargo de la blog, știu că dacă o să fac o campanie cu Big Defender, nu o fac să-mi bat joc, să îi compromit cumva pe ei. Că... O întrebare mai punctuală. Noi, dincolo de a fi bloguri, suntem oameni prin implicit clienți. Vă spun produsele voastre, mai mult sau mai puțin. Voi, ca și reprezentantul companiei, aveți obicei de a citi bloguri, nu neapărat citi în campanie, pur și simplu să citiți bloguri, să interacționați cu ei, să dați comentarii, cât fac lucrul ăsta de care aportul să fie puțin schimbat. Pentru că se spune că bloguri să citesc între ei, să comentează între ei, ne aducem aminte că avem campanie, dar așa, ca și activități daily-based. Eu fac. Tot ce facem, e un job frumos. Și în funcția limitativului, bineînțeles. Da, e interesant. De obicei, dacă postează ceva și mă sună agenția, postează cineva ceva și mă sună agenția, eu cam am citit. Sunt cam obsedat cu cititul, așa că da, chiar îmi place pe zile. Apar toate lucrurile alea pe care le scriu. Nu prea interacționez. Nu interacționez pentru că eu, Cristian Clita, Urban Digital Manager la IKEA, nu ar trebui să interacționeze din punct de vedere al brandului. Brandul meu ar trebui să interacționeze cu respectivul blogger și atunci nu mi se pare ok eu, din perspectiva mea, să mă apuc să-i scriu omului. Bine că mai comentez pe bloguri, mai scriu lucruri, dar atunci când chiar cred eu, ca și persoană, în timpul meu personal, că ar fi bine să scriu. Dar altfel, da, nu mi s-ar părea ok să se apuce să scrie Cristian Ghita, păi mi-ai scris corect în comentariul la blogul respectiv. Nu, rog agenția, pentru că nu mă apuc decât foarte rar să sun bloggerii, nu mi se pare ok dacă eu nu cunosc persoana respectivă personal să mă apuc să o sun. Sunt oameni pe care îi cunosc, care am ieșit de multe ori la bere, cu care am mers pe undeva, adică pe oamenii ei sună, altfel. Las oamenii care chiar îi cunosc pe acei oameni mai departe să îi sune înapoi, să verifice ce s-a întâmplat, dacă e o problemă și mai departe să intrăm pe canalele obișnuite.
Monica, aș dar de practic am și o întrebare foarte scurtă, în ceva secunde, pentru că vreau să dau ocazia că ministra mea se laude, asta ar fi prima și nemodestă. Aș vrea să vă întreb fiecare dintre voi și chiar sunt foarte curioasă, care aveți cea mai de succes campanie în social media în ultimul an și de ce? Sunt foarte curioasă de ce contează, v-am spus o campanie de succes, campanie de-a voastră, de-a prindurii pe care le prezentați pe scenă. Deci de ce a fost un succes și care a fost această campanie, în ce a fost date? Bun, eu stau de exemplu de România, m-am ocupat direct și foarte tare de ea la starea de produs Big Defender 2015, în care am zis că e mai bine să nu mergem la toți blogării din București ca să acoperim țara, să mergem la toți blogării din țară ca să acoperim toată țara, inclusiv Bucureștiul. Și am spart harta României, am pus logo-ul Big Defender peste ea, am spart-o în bucăți și fiecare blogger din colțul țării pe care l-am găsit, Suceava, Oradea, Satu Mare, le-am dat o bucată de hartă, au făcut un teasing și a doua zi la campanie a fost review-ul. Și a venit foarte mult feedback bun și un val de la de energie pozitivă de bucurie din țară, de la comunitățile, microcomunitățile de blogger din țară. Mi s-a părut o chestie, nu știu, că vorbim faptul că lansezi, ai un drive comercial de oameni, să ai făcut și o chestie bună, că te lăsa niște oameni care te-au primit bucurie acolo. Bă, a venit Big Defender, care e brand național al nostru, locul 1, și la noi. Și încă a rămas cu... Au fost multe, cel puțin alea constate sau la nivel global, să tot bine la noi. Dar asta a fost așa de impact emoțional. Am avut multe campanii de succes, nu aș vrea să spun că este cea mai de succes, sau care, dar este campania care mi-a plăcut cel mai mult în ultimul timp. Și pentru că a fost, se numește Dor de România și am făcut-o anul trecut și mi-a plăcut foarte mult, tocmai pentru că a fost pe un mediu nou, a fost pe Instagram. Mi-a plăcut foarte mult la ea pentru că output-ul acestei campanii după aia s-a văzut foarte clar în magazinele noastre, unde cele mai importante vedere le-am printat și le-am distribuit în magazine pe lângă produs. Și toată povestea pe care am, tot ce am povestit, practic, acolo a avut un filetic foarte frumos și a, nu știu, mi-a găsit inima, așa, putea să zic. Am menționat că puțin mai devreme campania Dragă Inimii Leși din ultimele luni este distracție cu bani puțini. Am lansat-o în ianuarie, când știm foarte bine că după sărbători, clienții noștri nu au aceleași bugete de cheltuit pe mâncare și am putut să mergem beyond food și să le spunem că poți să mănânci bine cu bani puțini, poți să te și distrezi cu bani puțini. Ne-am uitat cu ce se întâmplă social media, nu numai în România, ci și în afară și am dat peste mișchiță pe Instagram. Și am hotărât să-i provocăm pe clienții noștri să se creeze content și să arate că se pot distra cu bani puțin. Și nici noi nu ne așteptam. A fost o campanie care a fost preluată de foarte multe publicații, deci specialitate generaliste din foarte multe țări, inclusiv Statele Unite. Am fost foarte mândri că, de că KFC este un brand global, scria KFC România, această campanie super cool de distracție cu bani puțin și am avut extrem de mult content, extrem de multe uploaduri, extrem de multe comentarii. Câte fotografii ați comunicat în campanie? Am intrat pe hashtag pe Instagram și când intrasem erau... nu erau enorme. Ați avut content mult de la utilizatori? Da, am avut content mult de la utilizatori. Vreau să spun un număr că nu știu pe nașoară, dar am avut foarte multe, am avut foarte multe fotografii. Poți să adaug și eu ceva? Da. Făcând parte din campanie, am observat... Mi-a plăcut, adică... Și mi-a plăcut, a fost cea mai tare campanie din care am făcut parte. Da. Au fost oameni care au utilizat hashtag-ul chiar și fără să aibă legătură cu campania, doar pentru că atrăgeau like-uri și intrau oamenii să vadă. Deci sunt multe poze, nu din România, din afară României, am văzut... Poți să revizitezi hashtag-ul, în momentul în care mă uitați, mă atunci... Care foloseau hashtag-ul doar pentru că a fost trending la un moment dat. Da, mulțumesc. Un exemplu de colaborare foarte bună între client și blogger. Da, Monica, nu am jucat. Mi-au trecut prin cap toate slide-urile cu evaluări. Continuat, ceea ce e grav. De ce? Pentru că eu am impresia că mie omul care stă aici în clasă nu ar trebui
să-i placă o campanie, ci ar trebui să fie perfectă pentru brandul meu și să fie atins rezultatele, dar și mai mult să fie avut rezultate foarte bune. Că mie pot să-mi placă foarte multe campanii care nu au nicio legătură cu brandul. Uitându-mă înapoi, la țările noastre de catalog sunt, în mod obișnuit, cele mai bune în fiecare an. Din simplu motiv că ne concentrăm foarte, foarte mult atenția pe lansarea de catalog, fiind foarte important pentru noi, cu totul. Și atunci, da, toate lansările de catalog până acum au fost cele mai bune campanii pe care le-am avut și care mi-au plăcut cel mai mult, din simplu motiv că au fost și cele care au avut cele mai bune rezultate, deci au avut cele mai bune rezultate ținând cont de bugetul investit, deci am consumat cel mai bine bugetul. Deci, produsele mele în final în magazin au avut un preț cât mai bun pentru că am consumat cât mai bine bugetele pe care le-am. Chiar cred foarte mult că ceea ce fac eu pe social media digital și cum investesc eu mai departe are o legătură cu ce se întâmplă cu produsele noastre, cu prețurile din magazine, cu tot ceea ce facem noi. Eu vând canapele. Mulțumesc foarte mult! Ne-am încadrat foarte bine în timp. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru sinceritate și pentru că ați avut curaj să spuneți exact ce ați avut de spus. Se întâmplă foarte rar. Și să venim la o pauză de cafea, dar nu înainte să vă spun că avem aici un spider de la Coca-Cola. Poate ați văzut reclama, cum recurește sărutând o sticlă de Coca-Cola și poți să devii vedetă și avem acolo un fotograf care vă așteaptă la poze. Venim la pauză, mulțumesc!